Salut! Azi ni sunt în câmp, la livadă, să vedem cum se prezintă. Uitați-i pomii de soi înfloriți. Sunt impecabile anul ăsta. E destul de răcoare afară. Ceilalți sunt roșii. Dar prima dată vreau să vi arăt. O să bag freza, n-am băgat-o încă. Pentru că am venit să mai tai la lăstăriș. Acum așteptăm să termine floarea, după care îi stropim în câteva zile. Cea mai importantă stropire, deoarece imediat fructele sunt înțepate și nu le vedem decât când sunt verzi și mai mărișoare. Acum o să pun telefonul între pied. Haideți să... Și o să dau mai aproape. Am de tăiat niște lăstăriși. Așa. Sper să nu se răstoarne. Vreau să dau mai aproape ca să vedeți. Folosim o foarfecă electrică de la micul fermier. Na, îi dăm bătaie. Asta e foarfeca. O pornim de la acumulator și lucrăm cu ea. Nu știu dacă se vede, dar uitați ce crengi groase taie. Nu ne mai chinuim. Să ia pe umăr doar o... Ca o mică asta, trebuie să avem grijă să nu ne tăiem la mâini. Face până la 600-700 de tăieri. Uitați ce frumos lucrăm cu ea. Acum pomii nu-i mai de tăiat în floare, tăiem doar lăstăriș, astea ce mai avem, asta e foarfeca, aici e bateria, ne arată, haideți să o scot din borset un pic să vedeți, avem aici, acum nu se vede nivel la baterie, 25-50-75%, foarte simplu de utilizat, doar mare grijă, lucrăm cu o singură mână. Acum o să-i dau bătaie, să mai tai. Încă o dată, uitați cum arată pomii fructiferi, de aproape, soiul Stanley și alea, uitați, ca niciodată. Așa arată pe jos, anul trecut a fost frezat. Aici printre rânduri, după cum vedeți, nu se vede urât, o să bag iar înapoi freza, doar acum trebuie să curățăm un pic lăstărișul ăsta, se poate face de pe jos și când se înfloriți, că nu influențează cu nimic. Cam asta a fost, dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!